Aceasta este o prezentare în detaliu a detaliilor de pe Triumph Tiger Rally 900 Pro. Să începem cu începutul. Ciocul, sper că vă place, dar mai este prin alte capitole ale Tigerului și ale motocicletelor de adventure. Partea de aripă, care vedeți că are un pic de loc pentru un amol probabil. Partea de spițe care sunt în afară pentru a putea să nu trebuiască să folosești camera, să zic așa. Partea de frâne care au ABS, dual combine. Am zis de calipers Brembo, care sunt Brembo Style Lima. Așa, foarte bune frâne. Radiatoarele, cele două radiatoare care au grilă de protecție din plastic, dar măcar este venită din fabrică, deci nu trebuie să ne mai chinuim noi pentru alta. Releu de încărcare. Aceasta este o parte din scutul care l-am făcut eu peste scutul normal. Uitați ce piatră mi-a intrat aici, ca să nu ziceți că folosește sau nu scutul la ceva. Așa, ăsta este scutul original de desubt, mult mai slab, asta este mult aluminiu, mult mai gros. Asta este parte din bările originale care protejează motorul. Acestea sunt bările separate care le-am cumpărat, proiectoarele care le-am repus pe bări. Farul cu fază scurtă, fază lungă. Fază lungă se aprinde peste fază scurtă, am zis. Parbrizul, care este genial la protecția aerodinamică și funcționează în felul următor: apeși în sus, tragi și are 5 poziții în total, da? 1, 2, 3, 4, 5, înțelegeți voi. Acum nu trebuie să mă chinui să fie exact la fix. Eu de obicei îl las în jos, nu sunt foarte înalt. Asta este un port de telefon care l-am făcut eu, deci nu se pune. Da? Aici avem ambreiajul care are reglaje, după cum se vede. E pe minim. Eu l-am depărtat un pic și la fel și frâna am apropiat-o, să zic așa, de mijloc, ca să ai o priză mai bună, să ai o pârghie mai bună de fapt. Și a funcționat. Uitați, aici e semnul original unde se pune și eu am, cred că un centimetru am dus-o, la fel și ambreiajul, dar dacă îl duceți să fiți atenți să ajungă la maxim aici, să nu se lovească de partea aceasta de plastic. Bun, deci ambreiajul foarte ușor se trage, foarte ușor. Aici este fază scurtă, fază lungă, încălzirea în scaune în 3 trepte, proiectoarele care, dacă se aprinde, apar pe bord. Aici în jos este faza scurtă, în sus este DLR-ul, ce vrei folosești, cruise control-ul, care se folosește clasic, nu trebuie să le explic, modul, riding modes, care sunt 6, am mai zis o dată, de aici poți să apeși ca să le schimbi sau apeși o dată și le schimbi din joystick și după aia apeși enter pentru confirmare și trebuie să lași accelerația. Dacă le poți schimba din mers, din păcate modurile off-road nu le poți schimba din mers, doar rain, sport și normal. Bun, aici este claxonul și aici este încălzirea în ghidoane, tot în 3 trepte este și ea. Acum încă ceva ce mulți s-au plâns că, cum să zic, din greșeală apasă pe acest buton în loc de semnalizări sau invers, deci se face o confuzie, dar dacă te obișnuiești cu motocicleta asta, nu o să prea faci confuzie, o să lungești un pic mai mult degetul pentru acest buton și o să te înveți cu această apropiere dintre cele două. Oricum nu folosești foarte mult thumbstick-ul. Folosești, dar nu exagerat de mult, adică semnalizările mai mult și o să le înveți foarte ușor. Semnalizările în modul lor au, pot să existe și modul simplu, convențional, cum le folosim, cu dreapta, stânga și apeși ca să anulezi, sau au două moduri pe care le poți activa separat. Și anume, primul mod este dacă dai scurt de semnalizare, îți bipă de 3 ori și se stinge automat, cam ca la mașini, sau dacă ții un pic mai lung, merge, cred că aproximativ 60 de secunde și 650 de metri, ceva de genul ăsta, sau 30 de secunde, nu mai știu exact. Oricum, trebuie îndeplinite amândouă condițiile ca după aia să se stingă, deci clipă, să zic așa, pentru mai mult timp. Aici, după cum vedeți, totul mie mi se pare că este de destulă calitate. Aici avem rebound-ul, de aici se
de butonul acesta de sus, jos este preload-ul, acesta negru este preload-ul, aici este compression dumping-ul sus și jos este iarăși preload-ul. Acum preload-ul l-am la maxim, din întâmplare. Bun. Aici sus este o priză care este permanentă, eu am făcut un adaptor și mi-am prins o priză normală, deci acum tot timpul este curent în ea. Ecranul de 7 inci de care am vorbit, frâna radială care este de la Brembo, aici avem avariile care o să le-am explicat mai târziu, închizi motorul și apăsând pornești, aici este meniul care se folosește numai în momentul în care motocicleta stă, deci numai când este oprită poți să accesezi meniul și de aici controlezi diferitele opțiuni ale bordului care o să le prezint mai încolo. Cheia, bineînțeles, care este într-o poziție mai nou clasică, văd că nu mai folosesc aici, o pun aici, care bineînțeles și închide ghidonul în același timp și aici este apa de pentru radiatoare. Bușonul de rezervor este absolut clasic, n-am ce să povestesc aici. Farurile cu LED au o chichiță aici. Așa, să vedem. Aici au o rotiță, da, se vede. De aici se reglează mai sus sau mai jos, în funcție de încărcătură în mare. Nu sunt chiar autoreglabile, oricum sunt destul de bune. Oglinzile sunt foarte bune, nu neapărat pentru off-road, dar sunt foarte bune. Bun. Am drumul cu lateralul motocicletei, am zis bără de protecție, eu zic că e un must pentru cei care vor să facă off-road. Aici pac și plătești foarte mult. Așa că astfel dezdoi, este din fier și da, și dacă ar fi plastic același lucru. Aici se văd unul dintre cele două radiatoare și ventilatoarele adiacente. Așa, aici este sunt cilindrii, mă rog, starterul, aici este quick shifterul. Bineînțeles, poziția acestuia se poate regla. Scărițele care sunt mișcabile, cricul normal care este destul de mare talpa din punctul meu de vedere. S-a fuzionat un pic în pământ, dar s-a oprit, da? Cricul central, care este, acesta este din fabrică. Eu am pus un Scott Oiler cel mai simplu posibil, l-am legat la vacuum, ca așa vreau eu să fie lanțul mai uns. Îmi pare rău pentru mizeria de pe motocicletă, asta este. Asta este ce se vinde cu în plus, opțional, pe care poți să-ți pui gențile laterale Givi. O să vorbim despre asta. Aici este pentru cheie. Locașul pentru care deschizi cheia, șaua din spate și apoi șaua din față, heated, păi da, trebuie să scrie. Această priză, încă o priză, are oarecum 3 prize, să zic așa, aceasta fiind a doua, se acționează, primește curent numai la cheie, deci nu este permanentă ca cealaltă. Și de aici poate să pasagerul să-și regleze șaua. Mânere pentru a te ține și pentru a muta motocicleta, nimic deosebit. În afară de nimic, așa, după cum am zis, rims sunt acestea pe care le vedeți cu spițe exterioare, asta este preload-ul care acum este dat la minim, da, are o cursă destul de mare, l-am dat la minim pentru că am făcut off-road și pe off-road se recomandă să se dea la minim și preload-ul pe față la maxim. Așa e recomandat de manual, funcționează foarte bine în motocicletă, dar când ești cu pasager și pe asfalt se recomandă exact invers, deci preload-ul pe spate îl strângi la maxim și preload-ul pe față îl dai la minim. Plus niște ajustări are rebound-ului și mai departe, le veți găsi în manual. Dar ideea este cum înclin motocicleta, deci încă o dată, spatele la minim cum este acum pentru off-road, fața la maxim pentru off-road și pe asfalt exact invers. Spatele la minim, deci strângi, adică la maxim strângi și fața la minim. Pentru față să vă luați o cheie de 19 din aceea cu cricket, că e destul de mult de învârtit până e minim sau maxim. Încă ceva, eu am folosit modul exact cum e acum, deci practic sunt în mod de off-road pe asfalt fără nicio problemă. Deci merge excelent și cu modul ăsta, deci mai bine îl puneți pe modul off-road, preload-ul la minim și fața la maxim și merge perfect și așa, nu face dive la frânare și mai departe, dar dacă puneți un pasager, da, automat spatele trebuie întărit, e mai bine, așa zic eu. Bun, aici este frâna care are acest, op, s-a mai înclinat un pic, a mai intrat în pământ, nu, doar s-a înclinat, bun, care are acest mod de a schimba înălțimea, asta să văd dacă pot, așa,
de a schimba înălțimea, să o nimerim. Întâi, hop, hai mă, care ești? E un loc care eu nu-l găsesc. Așa, bun. Se poate schimba înălțimea. Acum cred că am pus-o în același loc. Am învârtit-o de mai multe ori, dar înțelegeți ideea. Așa, se dă în sus și apoi se mișcă. Și va cădea cumva într-o poziție în jos. Trebuie să o învăț și eu pe asta. Așa, bun. Și așa cade în jos. Aici este gemulețul pentru ulei. Normal, e în spatele frânei, dar se vede destul de ușor. Scutul de care ziceam, care nu este prea grozav. Da, și acum un mic detaliu care vroiam să îl arăt este cât din cursa s-a folosit, deci practic cred că până aici, nu? Aia înseamnă 20 și un pic de centimetri, ultimii au rămas nefolosiți, ceea ce oarecum e bine, în sensul în care bineînțeles aș fi avut ceva și mai tare de lovit, mai aveam încă câțiva centimetri. A doua bucată, normal, nu vă gândiți să plecați pe forestiere fără un scut altul decât cel original, în afară de, am zis, că și bărele de protecție și scutul. Pentru că am auzit foarte multe pietre lovind în el și păreau destul de mari. Și cred că blocul motor nu ar aprecia asemenea iubire din partea pietrelor. Bun. Și acum să vedem ce este sub șa. Mă rog, șaua este prăfuită ca de obicei. Este simplă ca să o scoți de tot, mă rog, având încălzirea în șa. Trebuie să desfaci această mufă. Putem pune deoparte șaua, foarte ușoară, ca majoritatea. Așa. Aici avem un compartiment pentru telefonul mobil care are un USB pentru încărcare, dar grijă mare că au devenit telefoanele mobile, au devenit aproape mai mari decât incinta asta în cei 3 ani de când a fost proiectată motocicleta. Oricum, curentul se dă la cheie, deci numai când este contactul pornit, și aici și la priza asta, după cum am mai zis. Așa, șaua asta este ținută de cealaltă, așa că se scoate foarte ușor în momentul de față. Să scoatem și încălzirea și la ea. Bun. Ușoară, simplă. Și are două moduri de pus. Ca să fie pe modul cel mai jos, care este 850 de milimetri sau 85 de centimetri, trebuie mutat manșonul ăsta ca să o pui pe... Aici e la poziția cu 2 cm mai sus, adică 870 de mm. Eu am pus-o pe poziția cea mai joasă, nu sunt cea mai înaltă persoană, mă descurc și când e înaltă, dar poate mi-e mai ușor când o împing să fie mai joasă. La fel și acest trebuie pus mai în spate în caneluri și după aia aici ai două poziții. Aici e pentru poziția joasă, intră, și aici e pentru poziția înaltă. Aici ai un loc pentru trusa de scule. Și dedesubt este acumulatorul. Trusa de scule, sunt câteva chei care ți le dă Triumf, dar bineînțeles sunt puține față de ce ai nevoie chiar și în cazul unei pene de cauciuc. Mă rog, eu mi-am pus tot ce îmi trebuie ca măcar o pană să pot să o rezolv, fără să treacă să mă tracteze cineva. Și aici este... Opa, mi-a căzut cea din ea. Aici este acumulatorul și fuse box-ul plus auxiliarul. Cam atât la partea de șa. Bun, hai să vedem ce avem în partea din spate. Țeava de eșapament, semnalizările, stopul, frână, LED-uri, tot ce trebuie, bineînțeles, acum ar fi chiar plumea să nu fie. Sistemul de top case-uri opțional pentru Triumf este făcut de GV, dacă vreți să luați de la ei. Avantajul este că ai o singură cheie pentru tot, motor, șa și cele toate top case-urile. Se dă ca în stil GV, foarte ușor afară. Așa. Punem asta aici. Placa de aluminiu cu inscripția Triumf, bineînțeles că trebuia. Care îmi place că are un anumit joc. Da, așa este, nu sunt desfăcute șuruburile. Așa este, nu vă speriați, vorba aia. Are un anumit joc să nu vibreze prea tare, probabil să nu se deplaseze, să nu se rupă la un dat suporții. Acest
acest suport este inclus în prețul motocicletei, acesta, nu acesta de aluminiu. Probabil că și ăsta e tot de aluminiu, dar zic. Nu-mi place cum toți producătorii mai nou, sau nu toți, o parte din producătorii de motociclete au început să scape de această parte din spate, care mie mi se pare foarte necesară. Chiar dacă pui sau nu top case pe ea, poți să pui un rollback, poți să pui un ghiozdănaș, îl legi frumos, da? Aici eu am depărtat-o cu 4 cm, tot sistemul, ca să fie mai confortabil să aibă loc soția mea. Și cam atâta este partea din spate. Bun, un minuțel să vorbim și despre top case-urile laterale, care sunt de la Givi, patented by Givi, bineînțeles, trebuie să scrie măcar undeva, nu? Se pun foarte ușor, le-ai băgat aici, a făcut clac, când ai liniuța verde, înseamnă că sunt bine puse, se închid în sistemul clasic Givi, se deschid în sistemul clasic Givi, capacul se poate scoate afară, se închide și la fel de ușor se poate deschide, adică trebuie să fie pe deschis, tragi maneta și ți-au căzut într-o parte și le-ai scos afară. Foarte simplu. Hai să vedem și cum se aprind farurile. Acum s-a aprins fără să fie pornit motorul și nu pornesc, faza scurtă nu va porni fără să fie pornit motorul. Vedeți că deja acum este faza scurtă pornită. Dacă opresc faza scurtă, da, DLR-ul devine mai puternic. Mi-a plăcut detaliul ăsta. Și așa, aha, deci așa e flash-ul. Deci când ai pus DLR-ul, așa e flash-ul, foarte tare. Să prinde amândouă, pe dat punct. Foarte mișto. Semnalizările. Se văd și ele foarte bine. Și proiectoarele sunt făcute oarecum, bat într-o linie, într-o linie foarte subțire, foarte precisă, aproape că ar fi legale, nu? Cam așa arată cu luminile pornite. Putem să stingem. O semnalizare, hai să vedem cum. Am dat drumul la avarie, hai să vedem cum. Da, exact cum ziceau, avariile rămân pornite în momentul în care oprești motorul, până le oprești separat. Foarte tare. Mi se pare normal, nu? Până la urmă. Da, exact cum trebuie. Facem și un walk around, să zicem așa, ca să se vadă cât mai multe detalii. Mai pot să mai... da. Aici este și indicatorul de ulei în spatele pedalei, dar se vede prin pedal. Acum motocicleta este închinată, nu se vede uleiul. Radiatoarele de ventilatoarele de care ziceam, radiatorul. Sava de eșapament. Da, știu, este cam murdară, nu mai îmi ziceți că știu, nici nu o să o spăl acum că n-am timp neapărat. Motorul cu toate logurile Triumph în toate părțile. Axul din spate este gol cum ar trebui să fie toate, probabil că sunt deja, dar înainte nu erau. Din punctul meu de vedere, o motocicletă foarte frumoasă, în afară de foarte prietenoasă. Bun, acesta este bordul. Hai să-l punem clar, da? Din acest buton, da? Putem să alegem ce este în display-ul de sus. Stilul, hai să vă arăt stilul 1,
E ăsta. N-arată rău, dar informațiile de sus sunt mai mici și de-aia folosesc stilul 2. Așa, care l-am arătat. Stilul 3, care sunt și mai mari informațiile de sus, și stilul 4, care sunt într-o parte informațiile. Bun, hai să rămânem pe stilul 3. Hai să vedem informația mare. Bun, ca să zic așa. Și acum putem alterna. Aici ne arată RPM-ul, da? Aici ne arată muzica, controlul la Bluetooth. Aici avem controlul melodiei, ăla a fost controlul volumului, da? Controlul melodiei. Aici dacă se conectează GoPro-ul, no GoPro connected, firește. Aici avem drumul, destination, dacă pui GPS-ul lui. Dacă conectezi prin GPS-ul lui și ai un fel de maps care îți arată numai direcția. Așa, aici ai SMS care, da, poți să-l vezi numai dacă e oprit motocicleta. Așa, aici ai distanța, viteza medie, durata sau care se resetează la fiecare. Am pus-o să se reseteze automat la fiecare zi, în fiecare zi. Și aici ai consumul, range-ul și stilurile. Bun. Hai să rămânem aici ca idee. Dacă vrei să intrăm în... A, da, și încă ceva. Hai să vedem în ce măsură se vede clar. Butoanele sunt iluminate. Și nu arată rău deloc. Mai stingem din lumini. Mai stingem din lumini. Se vede clar, da. Butoanele sunt iluminate, arată foarte bine, poate nu sunt chiar așa de folositoare pe cât ai aștepta că sunt iluminate, dar nu arată rău deloc. Bun, și de la butonul de meniu, intrăm în meniul motocicletei, unde ai Running Mode, care oricum le poți schimba și fără să intri aici, Bike Setup, TSA, controlul tracțiunii, indicatoarele cum să advanced, le-am lăsat cum v-am explicat, ăsta e control tracțiune, scuze, enabled, service, îți arată câți kilometri mai ai până la service și câte zile, bineînțeles, back, trebuie să dai butonul în stânga, destul de intuitiv, nu destul, chiar foarte intuitiv, trip setup, ce trip să-ți arate, ce trip să resetezi, dacă să ți le arate pe care, trip 2 display sau nu, destul de clar, display setup, aici ai color, ce culoare vrei să-ți alegi, mie îmi place galbenul de fapt, așa, brightness, eu am, ăsta e la high, putem să dăm brightness high la meniu de, lăsăm, dăm un pic mai jos, la brightness-ul de la, în momentul în care mergi pe zi și aici e brightness-ul când mergi pe noapte. Și asta poate fi dat încă un pic mai jos, așa, să nu ne deranjeze. Ce să vezi, care să le vezi, culorul, style, contrast, coolant, tachometer, ce vrei să vezi din toate celelalte când mergi în trip și intercomul a apărut acolo. Bun, mergem în spate, gear shift indicator, dacă să-ți alegi, să îl alegi, eu sincer nu i-am dat să-mi aleg când să-mi spună când să schimb, că nu mă interesează. Language, evident ce e aici, units, dacă e metric sau așa, reglajul, dată, așa, și hai să mergem înapoi, Bluetooth-ul, ce poți să faci cu el, să răspunzi la telefon, muzică, device-uri, altele, notification, name by unit, triumf am dat eu să-i zică, adică ca să... Se vede reset default, nu mă interesează. Deci cam asta e, riding mode le avem aici, rider, care este cel customizabil, rain, road, sport, off-road și off-road pro, toate pot fi customizate dacă intri în ele, acum nu are rost chiar așa de in-depth, bike setup am zis, TSA enabled și cam asta este meniul care nu mi se pare deloc complicat. Ca să te întorci, apeși încă o dată pe ăsta și ești în meniu normal. Bun. Și pe această beznă o să vedem cum funcționează luminile. Bine, asta mai vedeți o dată comenzile, care arată cum arată, dar arată bine. Nu neapărat foarte folositor, dar DLR-ul normal.
de zi. Hai să mutăm pe faza scurtă. A, nu, nu merge până nu mișcăm roata. Ca să creadă că a pornit. Așa, și am aprins faza scurtă. Ca să nu mai aprinde motorul. Asta e faza scurtă, scuze. Asta era de LR-ul mare. Oh. Bă, și ăsta bagă ceva. Acestea sunt luminile de zi. Ok. Așa este faza scurtă. Este faza lungă. Eu zic că sunt ok. Așa. Așa sunt pozițiile. Ah. Decent, nu? Adică toate trei bagă decent. Bun, cam asta este. Asta vreau să vă arăt. Și cam așa se încheie partea de prezentare tehnică.